7 octombrie 2022. Vreau să vă arăt altoiul meu. A făcut două mere, a făcut trei, dar unul l-am eliminat pentru că era prea mult pentru el. Deci, semn bun. Acum vreau să mai arăt ceva. Un alt oi pe păr, vi l-am mai arătat. Deci acesta e altoiul, a crescut mare, încă nu a dat rod, dar semne bune sunt. Și să vă arăt și părul, ce producție dă. Și atunci, de bună seamă, vă întrebați la ce mai altoiesc pomii care deja au rod și încă rod frumos. Pentru că bună oră coace târziu. Deci perele ajung la maturitate foarte târziu. Încă 2 săptămâni, cel puțin, rămân așa cum le vedeți. Bine, dacă nu vine ursul, că a mai fost aici și l-a rupt și ne-a mâncat și perele. Și atunci, așa cum vă spuneam, altoiul este timpuriu, păr timpuriu. Deci acest păr va produce pere timpurii și târzi de toamnă. Acesta este scopul acestor altoiri la un pom care are rod bogat. Pur și simplu pentru că vreau să îmi dea rod bio pentru un timp mai îndelungat. Pere timpurii și târzii de ton. Și încă, să vă mai spun, acești pomi nu sunt stropiți cu niciun fel de soluții în afară de cele pe care eu le produc. Nici un fel de soluție. Care poate dăuna. Sănătate multă și să auzim mai de bine.